Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit aici, la TVR Craiova, în direct, la o primă ediție a emisiunii dedicată mai ales dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, Întâlniri la Feminin. După 4 luni de vacanță, să spunem, iată-ne din nou împreună, într-o seară frumoasă de joi, înconjurată de frumusețe. Ne gândim la sărbători, ne gândim cu toții ce vom face, în așa fel încât să ne cucerim prietenii și rudele, de ce nu, poate la cina din acea seară frumoasă de Crăciun, sau chiar în noaptea magică de Revelion. Și tocmai de aceea, toate invitatele mele din această seară, pentru că sunt 4 la număr, sunt puse la punct. Fiecare dintre ele și-a învățat bine, bine acolo de tot lecția, au ceva emoții și eu aș vrea să-mi dați voie să le invit să se prezinte pe primele 2 dintre ele. Alături de mine vine pentru prima dată și vreau să spun bună seara doamnei Liliana Larisa Crăciun, care veniți tocmai de la gura humorului, îmbrăcată într-un fel anume. Ne spuneți imediat de ce ați ales o asemenea vestimentație. V-au trecut emoțiile? Da. Da? Să zicem. Să zicem. Am înțeles. Este sinceră încă de la început. Și nu se putea ca în această seară, așa cum v-am obișnuit, să nu avem și o demonstrație în direct. Vrem să arătăm impecabil, să avem un machiaj care să reziste, de ce nu, poate 24 de ore. Și de acest lucru, în această seară, se va ocupa o prietenă a emisiunii noastre. A venit acum ceva timp, să zicem așa, cu o funcție de make-up artist, profesionist. Și îi spun bună seara și bine ai venit, Nicoleta Nițipir. Aici, între fete, nu ne vede nimeni, nu o să afle nimeni despre întâlnirea noastră. S-au dus emoțiile, da? S-au dus emoțiile. Mulțumesc mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii alături de noi. Te-am pus la muncă. Ea va face o demonstrație pe parcursul primei jumătăți din ediția noastră din această seară. Ești însoțită de o prietenă de-a ta. O prietenă, așa este? Da. O fată foarte frumoasă, îmbrăcată într-o rochie extraordinară și țin și eu încă de la început să mulțumesc pentru vestimentația mea din această seară prietenului nostru Florin Burescu, care, ce credeți, ne oferă și un premiu. Aveți la îndemână telefonul. Claudia Barbu, colega noastră, este acolo pe recepție. Sunați la 0251 50 61 61 și acest brâu minunat poate intra în posesia voastră. Și nu numai atât. Ca să fim cu adevărat extraordinare, nu doar de sărbători, încă o prietena noastră de la Salonul Exclusiv, iată, ne oferă un voucher pentru o manicură și o pedicură semipermanentă, spa cu extract de roze. Da? Așteptăm să ne sunați și la finalul ediției noastre să vă facem și mai fericite. Aș vrea să o invităm pe Roxana să-ți ia locul, da? Te invităm aici. Mulțumim frumos pentru că ai venit alături de noi. Eu vă mulțumesc. Puteți să o admirați, o ținută impecabilă, așa cum v-am spus, semnată de Florin Burescu. Și spune-ne, te rog, pentru că ești pregătită acolo cu jumătate de chip, da. Deja ai muncit la el, până doamna Liliana se pregătește să ne povestească ce face în această seară frumoasă aici la noi, la TVR Craiova. Ce s-a întâmplat acolo, concret? Am realizat jumătate din chip, un machiaj intens. Este special pentru sărbătorile de iarnă, pentru seara dintre ani. Atunci trebuie să strălucim. Privirea noastră trebuie să fie foarte intensă, este sfârșit de an, trebuie să realizăm că a mai trecut un an din viața noastră, dar mai avem mult și cam fiecare an trebuie să strălucim. Ai foarte multe produse acolo la îndemână, să ne dai câteva sugestii. Tenul cum trebuie să fie înainte și înainte de a ne apuca de acest machiaj? Cred că orice femeie știe că este foarte important ca tenul să fie curățat în profunzime. În primul rând pentru sănătatea tenului nostru, iar în al doilea rând pentru ca machiajul să fie impecabil. Chelea noastră să aibă un aspect natural. O să te invit să începi să-ți continui acolo machiajul. Ai la îndemână în aceste momente fondul de ten, pudra. Fondul de ten, pudra. Un anticearcăn eventual anticearcăn, pentru a stompa anumite sigur că da, lucruri bază, acolo. Da. Blaș, contur, tot ce este nevoie tot pentru arsenalul realizarea e acolo machiaj, pe masă, îți urez spor la treabă. Sigur. O să vorbesc în minutele următoare cu cea de-a doua noastră invitată și pe parcurs colegii o să surprindă din munca ta acolo. Da. Sunt convinsă că veți fi cu ochii pe Nicoleta și veți fura din manevrele ei, din secretele ei. Și aș vrea să revenim la dumneavoastră. În această seară, colegii, ceva mai devreme, oarecum mirați, spuneau și doamna cântă, nu? Nu, doamna nu cântă.
dar are un har, aș putea să spun. M-ați cucerit prin informațiile pe care mi le-ați trimis, fie pe mail, fie pe Facebook, fie telefonic, prin SMS-uri. Și ați venit într-un fel anume, îmbrăcată. Am zis că veniți tocmai de la Gura Humorului. Din Bucovina. Și din Bucovina, iată-ne la întâlniri la Feminin, în Craiova, așa bine documentată, cu o pasiune și pentru poezie. Avem și câteva rochii expuse acolo, într-un cadru așa foarte frumos, pentru că sunteți pasionate și de designul vestimentar. Povestiți-ne câte ceva despre dumneavoastră, vă rog. Da, aș începe cu acest costum. Da, mă leagă foarte mult de istoria și de cultura țării noastre, care are valențe culturale asemănătoare cu cele ale comunității din Italia. Deci, în Italia, tot ce există, capitelurile și tot ce există arhitectonic și semnele cusute pe care le avem noi pe Ia, Ia românească, și pe case, se întâlnesc și acolo. Noi avem și un calup de fotografii pregătite, așa că o să-i rog pe colegii din regie să poate să difuzeze acele imagini frumoase, surprinse de aparatul dumneavoastră, da? Da, da, da. Deci toată această muncă este sub semnătura dumneavoastră, da? Da, 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 da. Este începutul unui proiect, o colaborare cu Muzeul Civic și Arheologic din Anzio și pentru a face o legătură mai strânsă între cele două comunități și chiar Craiova are o comunitate foarte mare, ne-am gândit să aducem aceste asemănări dintre cele două culturi, începând de la romani și daci. Avem un drum al dacilor pe care dumneavoastră ați început ușor-ușor să mergeți și să ne spuneți, ziceați de câteva dintre asemănările descoperite. Da. A fost ceva care v-a șocat, să nu vă vine să credeți, iată, și acest lucru provine tot de acolo? Da. În timp ce făceam fotografii, filmam, mi-au permis să fac orice, să aleg orice detaliu, pentru că vor să reconstruiesc niște obiecte vestimentare și chiar outfituri legate de daci și romani. Deci ceea ce ne leagă pe noi, reprezentat prin țesuturi, țesătură și linia externă a îmbrăcămintei. Vor fi expuse timp de un an la Muzeul Arheologic din Anzio, dar când se va a luat proporții în luna iulie. Deci suntem deja programați anul viitor, da? Și în timp ce făceam fotografii, mi-am dat seama foarte multe lucruri din primul secol după Hristos și dinainte de Hristos seamănă extraordinar de mult cu ceea ce avem noi aici, chiar pe case și la dumneavoastră în Craiova, pentru că eu de aici am pornit cercetările mele. Am ajuns la Dunăre, am ajuns la Sarmisegetuza Regia, am luat așa puțin de la piciorul de pod al lui Traian. Gradat. Gradat, da, am început cu Craiova, am mers pe jos, tot orașul, nu-l cunosc, nu l-am cunoscut și am fotografiat tot ceea ce eu am surprins în muzeul din Anzio. Capitelurile. Deci, frunza de acant. La dumneavoastră este, la noi în Bucovina, sunt motivele colorate, tradiționale, geometrice. Mai mult cele șase elemente, dar și la ei. Funia, arborele vieții și totul pornește de la viață, moarte, tot ce există acolo se leagă extraordinar de mult cu noi și ai impresia că ești la noi. Sau, mai bine zis, aici, la dumneavoastră, în această zonă. Ați venit special în Craiova pentru a surprinde aceste lucruri. Acum cât timp se întâmplă asta? Acum două luni. Acum două luni. Da. Și să spunem, pentru că începusem să discutăm despre acest costum atât de frumos, are undeva în jur de 100 de ani, îmi spuneați. Mai mult, chiar mai mult. Marama are peste 150 de ani. Așa? Este extraordinar de fină, țesută, da, pe borangii, probabil și pânză fină, fină de tot de boiajen, da. Probabil și Maria Tănase o purta pentru că este de pe Valea Maradiei, aproape de zona ei. Deci, Melinești, fata, prietena mea, care m-a ajutat, mi-a dăruit acest cadou pentru o seară, că se numește Nelia Ceană. Am vrut să specific. Și să-i mulțumim. Și să-i mulțumim extraordinar de mult. A făcut un asemenea gest. Și e un lucru deosebit. Deci, străbunica dumneaei a țesut și a cusut aceste haine. Pânza este țesută de casă. În casă. Toată pânza. Totul este făcut în casă. Și bunicul prietenei mele trăiește. Are 100 de ani.
100 de ani. Deci mama dumnealui a țesut și a cusut aceste obiecte vestimentare. Este într-adevăr extraordinar și ne bucurăm că ați ales să purtați în această seară un asemenea costum. Hainele toate celelalte ar fi și ele foarte binevenite, dar noi mulțumim pentru că ați ales să veniți astfel îmbrăcată. Aici sunt rădăcinile. Ați venit și cu un cadou, putem să spunem. Da. Aici pe masă se află o bombonieră. Să ne spuneți exact cum v-ați gândit să realizați așa ceva. Vreau să vă aduc ceva specific și m-am gândit că n-ar fi rău să creez chiar înainte de emisiune. Să creez ceva ce mă caracterizează. Am folosit, pentru că am un costum lucrat cu mâna, croșetul, vedeți, bordura croșetată. Este croșetat, croșetat chiar de dumneavoastră. Da. Și partea din față. Am folosit stofa pe care am folosit-o la Rocky și la prezentarea mea de modă la Roma. Acum câteva zile. Sunt 8 zile. Ați fost la Roma și avem undeva acolo două piese pe două care piese. Le-ați adus... Iată un joc de alb punctat e lumină. De negru. Da. Cam asta a fost tema, să spunem, colecție? Da, tema mea, da. Și celelalte haine sunt expuse la Academia de Lux din Roma, în Via Barberini. Voiam să îi menționez pe colegii mei și prietenii mei de suflet. Eu am făcut 3 ani, am studiat 3 ani Academia, da. Am înțeles. Da. Toate aceste lucruri sunt realizate în totalitate de dumneavoastră sau în spatele dumneavoastră mai există o echipă care vă ajută? Nu, eu sunt toată echipa. Toată echipa sunt motorul. Într-o femeie extraordinară care are emoții, dar dincolo de asta foarte puternică și cu o dorință extraordinară de a ne împărtăși nouă tuturor celor de acasă aceste lucruri minunate. Chiar e minunat, chiar mă bucur, chiar vreau să le împărtășesc și o fac cu drag. Este un proiect din inimă. Nu este un proiect nesponsorizat, nu, e din inimă. E totul eu făcut și cu... de dumneavoastră, 100%, fără niciun fel de implicare din afară. Da. Concediul meu a fost de la Dunăre, a pornit de la Dunăre și a ajuns pe Ceahlău. Deci acolo unde se inițiau dacii și unde erau sacerdoții. Deci nimic nu era întâmplător la noi cu mii de ani în urmă. Am înțeles. Continuăm discuția cu dumneavoastră, dar așa cum ați văzut încă de la început, în platoul nostru este Nicoleta Nițipir, care nu stă deloc. Noi vorbim și ea acolo încetul cu încetul mai pune ceva la punct pe manechinul nostru, putem să spunem așa, da? Sigur că da. Cred că are dimensiuni de manechin, dacă nu mă înșel, da? Ce faci acolo? Dă-ne mai multe detalii. Iată, Cristi Roșu, colegul nostru de aici, de la cameră, preia amănunte de acolo din machiajul pe care tu îl finisezi. Văd o nuanță ușor, un gri, petrol, poate să fie așa? Este un albastru. Un albastru. Un albastru, da. Este un machiaj cu accent aurii. Mergem pe auriu, cum se știe, este culoarea sezonului, sezonului. De Crăciun peste tot găsim globuri, betea, aurii. Te-ai raportat oarecum să alegi această nuanță gândindu-te și la tenul ei și la ochii pe care la tenul are... și la ochii, la ochii ei, dar nu în ultimul rând rochia. Nu puteam alege roz. Roz. În niciun caz. Căutăm să venim cu un contrast. Să fie un contrast, exact. Dacă nu este un contrast, cu siguranță va fi un rezultat care nu ne-ar avantaja. Ce faci cu acest surplus de fard? Iată, îți mai alunecă acolo. Sigur că da. Cum estompezi? Pentru că poate multe dintre noi acasă întâmpinăm această problemă. Eu am ales să aplic fondul de ten după ce machiez ochii. Deci iată un secret, dragele mele, mai întâi să machiajul ochilor. Ochii și ulterior venim cu partea aceasta. Asta atunci când... atunci când folosim culori închise la culoare, pentru că o să ne cadă reziduri și incidente. Exact. Atunci când folosim culori deschise, nu avem niciun fel de problemă. După aceea voi șterge cu un șervețel umed și voi aplica fondul de ten și restul produselor. Am mai învățat câte ceva în această seară de la Nicoleta. Poate și pentru dumneavoastră să fie acesta un truc, un secret pe care să-l aflați. Da. Iată, de la o tânără. De ce nu? Da. Exact ceea ce am învățat și noi. Nimic nu este întâmplător și orice îmbraci are o legătură cu make-up-ul și cu
partea superioară a capului, deci părul e foarte important. Felul în care te coafezi, culoarea pe care o folosești în funcție de ținută, de seară și de tematică. Pentru că vorbeam de acea prezentare de modă de la Roma și pentru că tot așa avem pregătite câteva fotografii de la alte evenimente frumoase, haideți să ne împărtășiți cum anume a luat naștere și această pasiune a dumneavoastră către designul vestimentar de această dată. Da, de când erau fiicele mele mici, eu am trei fiice. Să vă trăiască, iată. Mulțumesc. Da, și le realizam costume și tot felul de lucruri, de obiecte vestimentare unice. Și era foarte interesant. Le aveau doar... Deci totul acum este din acel moment. Da, totul acum este nevoită oarecum ca mămică să veniți cu ceva ținute pentru fetițe. Exact, și cu plăcerea de a face ceva deosebit, de a lucra, până la urmă, de și a folosi unicat. Artizanatul, da, unicat. Nu era un brand atunci. Dar încet, încet, pasiunea și nu mi-am... Fetele mele au terminat facultatea și eu am început să studiez. M-am apucat de studiu. Deci a fost la început o joacă, să spunem, un ajutor pentru cele mici. Da. Și apoi nu v-ați dat bătută, ați mers așa, am continuat cu visul. Pixul și cu foaia, să aflați mai multe. Da, da. Sunt și ceva fotografii frumoase pe care telespectatorii noștri le pot urmări. Iată hainele perfect aliniate acolo pe umerașe. Este un exemplu de prezentare de modă. Deci cum ia naștere, este conceptul, gândești tema, înveți care ar fi trendul, deci e analiză, studiu foarte mare. După aia încep cu moodboard-ul, tematica respectivă care te inspiră și client board, la ce categorie de clienți este adresată colecția ta. De această dată, ultima de la Roma, a fost ceva care ar fi fost potrivită doar pentru podium sau casual și abordată de oricare altă femeie, să spunem? Eu sunt tot timpul au fost practică. Deci, Silent Revolution a fost denumirea prezentării, dar colecția mea a fost vestibilă. Chiar deci dacă purtabilă, purtabilă, urmă, da, da, da. Nu, haute couture. Haute couture, da. Da. Și sunt expuse acum la Academie și chiar au fost cerute. Cineva a întrebat cât costă, ar fi vrut să le cumpere. Dar fiindcă au fost pe podium și a fost un eveniment important, rămân în Academie pentru câteva luni. La ce număr? Expuse. Despre ce număr vorbim? În legătură cu... piesele pe care le-ați creat pentru această... Da, șase, am fost 16 stiliști, 16. Dintre care eu am prezentat 6 rochii și am îmbrăcat modelele mele, deci fiecare a prezentat și m-am prezentat și eu cu ceea ce am realizat eu. Pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, aș vrea foarte rapid să ne spuneți ce mai aveți acolo în mână. Da, eu am poeziile mele scrise în italiană și audiolibro, deci se poate auzi, asculta audio online și este în vânzare e-book-ul acesta. Am câștigat un premiu cu o poezie dedicată orașului în care locuiesc eu, Anzio. Am început să vă felicit pentru toate aceste rezultate frumoase. Nicoleta, sigur, va mai avea acolo de lucru. Va rămâne alături de noi și undeva pe finalul părții a doua o să vii din nou cu clienta ta din această seară să vedem, să arătăm telespectatorilor de acasă concret cum va arăta întregul machiaj. Și în acest sens nu pot decât încă o dată să vă mulțumesc, să vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Și să ne revedem cu bine, de ce nu, data viitoare, da, cu noi proiecte frumoase, cu alte noutăți și, în primul rând, sănătoase. Asta e cel mai important. Da, e cel mai important. Eu, Nicoleta, nu mi-au la revedere de la tine. Vă mai spun doar că vă așteaptă, iată, un spa cu extract de roze, manicură, pedicură, semi-permanent, acest voucher la salonul exclusiv din Craiova, dacă sunați la 0251 50 61 61. Și, din partea lui Florin Burescu, iată un frumos obiect aici vestimentar, un brâu unicat, la fel la finalul
ediției noastre de astăzi o să facem extragerea și premiile acestea vor intra în posesia dumneavoastră. Vorbeam de machiaj, vorbeam de frumusețe. Vă invit să urmăriți așadar o lecție de machiaj. Cum ne învață concret Suzana Petre să ne machiem acasă, un machiaj waterproof, rezistent așadar la transfer, și revenim în partea a doua cu muzică și cu ceva dulce, așadar rămâneți alături de noi. Gata, eu m-am pregătit, cred că și tu ești gata, Cristi, da? Astăzi, pentru voi, dragele mele, o să smulgem câteva secrete de la Suzana Petre în minutele următoare, pentru că aici suntem concret la o școală de machiaj. Și ce se va întâmpla pe clienta noastră, veți vedea imediat lucruri extraordinare, va fi un machiaj rezistent la apă și cum anume va lua el naștere, aflați, așadar nu ratați rubrica noastră de astăzi. Aplicăm culoarea aici, în pliul pleoapei, ușor prin tapotare și eventual tragem puțin de piele să o avem întinsă. Și punem venim exact unde se termină fardul ăsta, puțin peste el. Pune aici, da? Și venim pe doar lung. În colț. Doar în colț, da? Cu tot machiajul venim cu el pe lung. Nu merg prea departe aici, pentru că în zona asta trebuie să o am deschisă, da? Trebuie să am o nuanță foarte deschisă de fard cu care terminăm machiajul. Adăugăm puțină culoare. Tot în colț, da? Deci la mine totul pornește din colț. În colț, pentru că machiajul nostru este pe diagonală, în colț trebuie să avem punctul de maximă intensitate. Avem aici niște ochi superbi verzi, care sunt machiați într-un anume fel. Suntem în cadrul acestei rubrici unde vrem să luăm de la maestrii care sunt în fața noastră, de la specialiști, cât mai multe secrete. Spune-ne, te rog, cum ia naștere acest machiaj? În primul rând, am început prin aplicarea unei baze pe tenul ei. Ne-am uitat foarte bine ce tip de ten are și am încercat să-i luăm o bază care este corespondentă tipului ei de ten. Are un tip de ten normal, ușor uscat, și atunci am ales o bază hidratantă care să-i hidrateze puțin tenul înainte de aplicarea fondului nostru de ten. Fondul de ten care l-am folosit este un fond de ten waterproof, este rezistent la transfer, rezistent la temperatură înaltă și, bineînțeles, la transpirație. Și în felul ăsta îi creăm un machiaj waterproof și de asta am și ales, inclusiv pentru baza de pleoape, am ales o textură waterproof care se numește gel eyeliner. Noi așa îl numim. Se aplică o textură extrem de subțire pe pleoapă și apoi începem să creăm machiajul în anumite culori. Deși ea are ochii verzi, noi am ales să mergem pe niște nuanțe de verde care totuși îi subliniază anumite nuanțe din ochii ei. Are puțin pigment galben, așa am observat eu, și atunci am încercat noi să jonglăm cu nuanțele de verde, mergând pe nuanțe închise, nuanțe de ciocolată roșcată. Este un machiaj care nu poate fi realizat pentru ora 8 dimineața, clar. Noi ne gândim acum și la sărbători și cu siguranță acesta ar fi potrivit pentru un eveniment, să zicem. Sigur, sigur, sigur. Noi am ales și un pigment care este ușor lucios și sclipicios. E pentru un eveniment de seară, să spunem, nu de zi în niciun caz. Și atunci, da, putem să-l folosim și în cadrul unui eveniment de gen Crăciun, Revelion sau o onomastică, ceva de genul. Suzana, ce le ofer celor care vor veni aici să le dea aceste informații, să participe la cele 20 de ore de curs, concret, ce vor obține? Vor obține, în primul rând, o diplomă de participare la finalul acestui curs. Pe parcursul acelor 20 de ședințe, noi vom învăța aproximativ 10 tipuri de machiaje în diferite tehnici și texturi. Machiajele pot fi folosite în machiaje uzuale, machiajele de salon care sunt cele mai căutate. Fetele poate să plece să-și găsească un loc de muncă într-un salon. Vor învăța de la aplicat bază fond de ten, pensat, stilizat, sprâncene, ce înseamnă un contouring, cum putem să jonglăm puțin cu el, să corectăm
testăm anumite fizionomii, tot ce ține de corecția tenului, cam aproape tot. De asta este un curs de bază și la un curs de bază se învață cât se poate de mult, ca să zicem așa, o inițiere în arta machiajului. Cât de importante sunt produsele pe care voi le folosiți aici, pentru că, într-adevăr, acel machiaj să reziste, de ce nu poate chiar 24 de ore? Produsele sunt extrem de importante, trebuie să fie unele de înaltă calitate și în felul acesta noi asigurăm cursanților produse de cea mai bună calitate. În primul rând contează produsul, iar apoi tehnica cu care este aplicat. Contează foarte mult și lucrul acesta, pentru că dacă avem niște produse bune și nu sunt aplicate corect, atunci putem să avem efect invers, nu cel dorit. Show up.
Și-mi e bine, tu ești drept, Doamne, și nu greșești. Doamne, atât ce rog, dă-mi sănătate, să mă bucur de tot ce-am primit. Nu-mi doresc mai mult, ce rost au toace. Am o viață și-un trai liniștit. Doamne, atât ce rog, dă-mi sănătate, aplauze, aplauze bine meritate pentru prietena emisiunii noastre, Roberta Crintea. Bună seara și bine ai venit la o întâlnire între fete, întâlniri la feminin, în direct aici la TVR Craiova, frumoasă ca de obicei. Mulțumesc, bună seara, bine te-am găsit, bine am găsit pe toți cei care ne privesc. Este o bucurie să te revăd, este o bucurie să fiu din nou alături de tine și alături de invitații tăi. De altfel, este o bucurie să fiu în această seară aici pentru că am venit cu ceva foarte frumos și foarte... Cum să fie asta? Blând, duios? Ceea ce am eu să aduc? Un gând frumos, un gest extraordinar și spunem imediat despre ce este vorba, pentru că vreau să mai spun bună seara și să vă prezint, să îi spun bine ai revenit alături de noi unei doamne cu mâini de aur, aș vrea să spun, și să iei și acest microfon. Emoțiile sunt mari aici pentru invitatele noastre. Ionela Dumitru, designer de torturi, mâinile sale meșteșugite, iată ce au zămislit în această seară, un tort minune, un tort bijuterie, aș putea să spun. Poți să-l admiri cu tot dragul, Roberta. Și dacă este doar să pot să-l admir... Spunem până la final, o să-l și degustăm ulterior, da? Da. Uităm în această seară de diete și de alte lucruri de acest gen, pentru că trebuie să facem și un asemenea gest. Ce, diete? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Așadar, vă mulțumesc amândurora pentru că ați reușit să veniți în această seară și... Să spunem celor de acasă noutățile din viețile voastre. Aș vrea să încep cu Roberta. În primul rând, te-am ales din lumea toată. Acesta este CD-ul de pe care tu ne-ai cântat prima piesă chiar cu acest titlu și apoi, cred că piesa numărul 5, dacă am fost atentă, da, nu? Am ales special piesa numărul 5 pentru că era o rugăminte la Dumnezeu. Doamne, nu-ți mai cer nimic decât sănătate. Pentru că, datorită faptului că eu am sănătate și că am un copil sănătos și că am o familie frumoasă și unită, m-am gândit să fac un lucru minunat. M-am gândit să aduc bunătate în viața unui copil care este un pic bolnăvior, care are nevoie de noi, să ne strângem pentru el, să strângem niște bănuți, să putem să-l ajutăm să-și rezolve problemele de sănătate. Este vorba de Andrei. Am strâns o mână mare, o mână de artiști, o mână de artiști mari, am vrut să spun, nu o mână mare, o mână de artiști mari. E vorba de Niculina Stoican, de Petrica Mățu Stoian, de Constantin Enceanu, de Olguța Berbec, Maria Loga, Victorița Lăcătuș, Unelu Bițână, Simona Dinescu, foarte mulți. Numai extraordinare, prieteni care de această dată, iată, pe 26 noiembrie, la ora 18, în Târgu Jiu, vor face un gest minunat. Caritabil, da, am reușit să-i strâng și să știi că zbaterea a fost mare, nu pentru a aduna colegii mei, ci pentru a aduna oameni care să înțeleagă că noi acolo cântăm pentru cineva și anume pentru Andrei. Și pentru că am citit undeva că spunea Beethoven că nu cunosc niciun semn al superiorității mai mare decât bunătatea. Dacă putem să dăruim ceva cât de mic, cu siguranță nu este în zadar.
Nu este în zadar și pentru că vorbim de a dărui și noi în această seară dăruim două premii, iată un voucher oferit de salonul exclusiv din Craiova și acest brou frumos creat de tânărul designer vestimentar Florin Burescu, căruia îi mulțumesc pentru vestimentația mea din această seară și vorbim de daruri, nici Ionela nu vine singură alături de noi, lucrează de zor, nu cu cifrele, pentru că trebuie să vă spun, de profesie este contabil, ci cu aceste produse. Da, am ales partea frumoasă din interiorul meu și unindu-mă cu soțul, care pot să spun că el este artistul, eu sunt cumva mai în spate, dar de data asta sunt eu în față, am ales să lăsăm afacerile pe care le aveam înainte și pe care poate nu le-am făcut tocmai bine, alegând să facem ceea ce ne place și ne străduim să ne exprimăm cât mai bine prin ceea ce facem noi. Putem să spunem că este o muncă de echipă, să zic așa, de doi, iată, de soț și soție. Da. Doi oameni extraordinari care după ce aveau profesiile lor au zis nu, haide totuși să punem mai presus de toate pasiunea și de ce să nu transformăm chiar într-o afacere. Și aveți un mic laborator, aș putea să spun. Da, lucrăm torturi la comandă, de aceea avem un număr limitat de comenzi în funcție de cât putem să facem noi. Pentru a acorda atenție, exact cum se vede și aici, detaliilor așa foarte, foarte fine. Ceea ce se vede în partea de jos seamănă cu un filigran, dacă pot să spun așa. Este totul creat de mâinile voastre. Da, absolut totul este manual. De la flori, foița de argint deasupra aplicată. Absolut totul este comestibil, mai puțin tăvița pe care stă tort. Tăvița. Noi oricum o să vă povestim celor de acasă cât de bun este imediat ce vom termina emisiunea, pentru că nu putem să ne dăm cu părerea dacă nu gustăm. Nu, dar oricum ca și imagine este apetisantă. Așa este? Întrebăm aici și pe colegii noștri cameramani, domnul Gigi Catană încuvințează așa foarte calm, Cristi Roșu foarte puțin, iar Gabi Voislav bineînțeles, așteaptă cât mai repede încheierea emisiunii ca să se convingă de spusele adică noastre. Avem, așa că mai avem. Sunt doar noi două pe tort, mai avem și avem colegi și avem oameni minunați, cum sunteți și voi. Și de fiecare dată de câte ori ai venit la noi, Roberta, pe mine cel puțin m-ai uimit cu aceste costume extraordinare. Mulțumesc. În această seară am remarcat, este același, sau cel puțin din ce văd eu aici cu fotografia de aici, doar de pe CV. Doar ceapsa este, da? Spune-ne ce porți în această seară, opinci, iată. Da, costumul se preta să fie purtat cu opinci datorită faptului că am purtat ceapsa. Ce să port? O albitură din nou pe ciupagul acesta, o poală brodată, cătrință și ciupag și opreg și am ales și o vestă pentru că s-a făcut un pic de friguț afară așa și se potrivește perfect cu anotimpul, da. Câți ani să aibă piesele acestea pe care tu le ai în această seară? Cred că în jur de 60-70, mi le-a dat o doamnă, o tanti foarte bătrână, el se vede că e un pic folosit, da. Eu îl întrețin cu mare drag și cu mare atenție, însă tanti avea vreo 60 și zicea că e al mamei dumneei. Și atunci, da, cred că are. Eu nu am pus niciodată că are 100 de ani, că are 200 de ani, atât timp cât este autentic, cât este făcut de mână, de mâna o femeie și cât este de mai de mult și că nu este brodat acum de nicio mașină și de altfel toate lucrurile mele sunt autentice, nimic nu este brodat de acum, nimic nu este făcut acum, nu pentru că n-ar fi acum foarte bun, însă eu am preferat mereu să port lucruri vechi, mai ales faptul că eu vin din zona Olteniei și am îmbrățișat muzica populară bănățeană, am vrut așa să fiu cum trebuie, încât să nu am... Să nu există plângeri, da? Exact, să nu avem plângeri. Pentru că vorbim și de acest aspect. În acești ani 4, la număr, am înțeles, au fost anumite eșecuri, au fost anumite torturi care nu au ieșit așa cum vă doreați. Ați renunțat să mai oferiți acea comandă și ați încercat a doua oară să faceți acel produs absolut perfect pentru client? Nu, pur și simplu am învățat că trebuie să acordăm mai mare atenție la luatul comenzii, la clienții văd din punctul lor de vedere, văd o poză și se gândesc doar la ea, noi vedem deja cum se lucrează, ne dăm seama de limitele pe care le avem, încercăm să ne specializăm pe o anumită parte a torturilor
un fondant, de aceea nici noi nu ne pricepem la orice și încercăm să... Cel puțin pe segmentul acesta să fiți, da, foarte să îmbunătățim. Deci s-a întâmplat, îmi pare rău, dar mă bucur că s-a întâmplat și prefer să rămân cu bucuria că am învățat. Am învățat din asta ceea ce trebuie să facem mai departe. Acest tort, din momentul în care, nu știu, l-ai schițat, l-ai desenat, cât ți-a luat concret până când a ieșit exact în această formă? Lucrăm 3-4 zile în funcție de complexitatea torturilor, florile trebuie să se usuce, normal, blaturile trebuie coapte, trebuie pregătite pentru a fi finisate și durează, 3-4 zile durează. Deci 3-4 zile. Este, cred că nu te gândeai la asemenea cifră, Roberta, 3-4 zile ca să avem o asemenea minunatie. Nu mă gândeam, însă mi-am dat seama că florile acelea trebuiesc pregătite cu mult timp înainte de a face tortul. Te pricepi la torturi? Nu mă pricep la torturi, dar sunt, eu zic că sunt o bună gospodină acasă la mine și fac foarte multe lucruri, însă tort am făcut ceva foarte simplu, așa, ca să, nu e cazul să mă laud acum că am făcut niște torturi de mamă, deci n-ai văzut, pentru că m-am gândit că, uite, oameni, trebuie să, și oamenii trebuie să câștige din ceva, nu? Și atunci noi cumpărăm. Eu trebuie să spun că am mulți parteneri media, însă cel mai important partener media al spectacolului este TVR Craiova. Îi mulțumesc, doamnei directoare, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici pentru că ați răspuns în prima clipă, nici măcar n-am pronunțat până la final că este vorba de un spectacol caritabil, pentru că doamna directoare a spus, da, sigur, mergem, suntem ocupați, dar facem în așa fel încât să mergem. Nu pot să fiu decât fericită și să vă mulțumesc. Noi ne bucurăm că putem de fiecare dată să venim cu sprijinul nostru din acest punct de vedere. Hai să mai spunem o dată, pe 26 noiembrie, Casa de Cultură Târgu Jiu, ora 18, de dragul lui Andrei. Și de dragul lui Andrei o să ne strângem mulți, toți cei care am pus o mână, am dat o mână de ajutor, însă eu am făcut aproape imposibil încât sala să fie plină și noi să ne bucurăm de public, iar Andrei să se bucure de rezultatele pe care le aducem noi împreună cu publicul. Pentru că vrem să ne bucurăm și vrem să ne simțim minunat și noi aici și voi acasă, dragi prieteni, te mai punem la treabă. Da, ce zici? Ne mai cânti da? Ceva, cu da? Drag, sigur. Și revenim cu discuția. Sigur. Roberta Crintea, așadar. Fost al meu, nu m-am
și decade tot în mărăgi și trăiesc numai cum vrei. Mi-s venită prăpământ la lume să fac doar bine și chiar dacă mă opresc, binele vine la mine. Noi, binele vine de la noi pentru voi, cei de acasă. Roberta Crintea, așadar, într-o seară frumoasă de joi aici la TVR Craiova, cu o energie debordantă, plină tot timpul așa tot de optimism, cu zâmbetul pe buze. De unde ți vine această forță de a nu arăta sub nicio formă oboseala și de probabil a transmite această stare frumoasă tuturor? Probabil că asta este o stare interioară. Probabil că m-am obișnuit să-mi fie bine. Iar dacă nu mi-e bine, fac eu să fie. Energia o sustrag din cei de acasă. Am un băiat mare, cu minte, are 18 ani. Am un soț bun. Probabil că multe doamne și-ar dori să aibă un soț ca al meu, deoarece sunt liberă ca pasărea cerului. Asta înseamnă fericire și fericirea. Te-a susținut în toate acești ani și întotdeauna. N-au fost probleme? Nu există probleme, pentru că el iubește oamenii care mă iubesc. Cei care mă iubesc pe mine sunt prietenii lui, oricare ar fi, dacă cineva îmi adresează un compliment, este prietenul lui pe viață. Probabil că și-a îndreptat toată atenția și toată viața asupra mea. Probabil că el consideră că eu sunt ca și urmașa lui. Este mentorul meu. Este un om foarte bun, un om care m-a ajutat să fiu caldă, liniștită prin toată exuberanța mea și prin tot. Eu sunt o fire colerică, însă lângă el sunt, mă ponderează foarte mult, da. Mă ponderează foarte mult, mă temperează și îmi dă și acea liniște de care are nevoie orice femeie. Dacă vreau să mă coafez de 7 ori, de 7 ori o fac, de 7 ori mă duc la machiaj, deci nu are nicio problemă. Trebuie să fiu frumoasă pentru el tot timpul. Îmi spune că trebuie să fii frumoasă, trebuie să fii frumoasă, odihnită, trebuie să dormi, trebuie să te faci frumoasă și atât, să iubești oamenii, că oamenii te vor iubi, se va întoarce dragostea la tine. Iată ce sfaturi primește de la soț Roberta. Dacă ne raportăm și la tine, Ionela, ai spus că toată această muncă și la voi este tot în doi, tot de echipă. Există anumite, nu știu, îndemnuri pe care la fel să ți le facă și ție soțul? Hai să nu ne dăm bătuți, chiar dacă n-a ieșit de această dată, vom reuși? La noi, eu sunt cea care spune, hai că reușim, hai că facem. El este artistul cu adevărat dintre noi doi. Fără el nu aș fi putut să fac asta. De aceea, ca orice artist, trebuie încurajat foarte tare. Dar facem o echipă foarte bună. Cred că Dumnezeu ne-a ales să fim împreună pentru a face asta. Tocmai de aceea îl iubesc foarte mult și este ceva reciproc. Și iubim oamenii foarte mult. Și probabil că din toate aceste sentimente atât de frumoase, tot ceea ce voi vă propuneți poate într-adevăr să ajungă acolo unde vă doriți. Da, cred că suntem la fel, dar adresându-ne altui segment de piață. Și cred că dumneavoastră sunteți ca și soțul meu, pentru că eu am nevoie de, eu cad, eu plâng, eu disper. Există eu, momente dintre acestea care... Da, eu trec de la o stare la alta foarte ușor. Sunt extrem de subire. Acum plâng, acum râd. Asta înseamnă totuși să fii artist. Am cred eu că suntem un pic altfel decât, dar am un om care spune, dacă n-ai fi artist, te-aș omorâ. Altceva nu ți s-ar fi potrivit. Te vedeai făcând altă meserie, Roberta? Nu. Sau nu, îmi plac foarte multe lucruri. Îmi place moda, deci tot îmi place să fotografiez, spre... îmi place să fiu fotografiată. Să fii lumina reflectoarelor, asta ți-ai dorit întotdeauna? Da, și să știi că atunci când îți dorești să fii în mijlocul atenției, în centrul atenției, consider că... cam asta este acel, știi, pentru un artist, pentru că dacă nu vrei asta, ai o problemă.
Ai o problemă, tu asta trebuie să fii, nu? În centru atenție. Ionela, erai așa un pic timorată la început. Pe mine să nu mă întreb prea multe, eu nu vreau să vorbesc foarte mult. Acum cred că totuși atmosfera de aici... Cu noi, o oră. Nu, te-a destins, da, ești, da, da. Îți place, chiar îți place la noi, da? Am înțeles. Și vorbeam de soțul tău, care este artistul. El, să spunem, se ocupă de aceste detalii, cum ar fi crearea unor petale atât de fine, ale unor flori. Da, el îmbracă torturile, el face, da, florile, figurinele. Lucrurile acestea de migale, să zicem. Da, 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 da. El este... Și eu contribui, normal, că am învățat în 4 ani, îmi place, că dacă nu ne-ar plăcea, nu am face asta. Am înțeles, nu mai avem foarte mult la dispoziție, vom încheia, bineînțeles, alături de Roberta, dar să vedem voucherul nostru spre cine merge. Te rog, Ionela, să facem aici o extragere, iată, salonul exclusiv, te rog să citești, da, de acolo. Merge, merge, la cine oare? Ai pus și Roberta Crintea și acolo? Roberta, da, Roberta Ileana... Crintea e special. Nu. Cine? Ileana Albăstroiu, cred. Ileana Albăstroiu, felicitări. Roberta, te rog tu de aici să faci extragerea. Dacă aveam și eu un nume cu Roberta Crintea așa, acolo. Roberta Crintea data viitoare. Să vedem acum brâul acesta oferit de Florin Burescu. Noana Rodica. Doamna Rodica Noană, da, din Craiova? Da, dacă nu este doamna, pot să le iau. Bineînțeles, se rezolvă, Roberta este dornică, se asortează este acolo cu toate lucrurile ei frumoase. Mulțumesc încă o dată celor doi prieteni și aș vrea să vedeți împreună pe minunata noastră tânără, transformată de Nicoleta, cu totul și cu totul altfel. Am avut-o încă de la început cu jumătate de machiaj, dar acum este așa complet realizat totul. Mulțumesc frumos încă o dată, Nicoleta, și pentru că este o seară specială, ne simțim extraordinar aici la TVR Craiova, vrem să încheiem cu gânduri frumoase, Roberta, și nu uitați, pe 26 noiembrie, la ora 18, la Casa de Cultură Târgu Jiu, vă așteptăm de dragul lui Andrei, o mână de artiști mari și frumoși și talentați, oameni de bine, oameni cu suflet. Mulțumim încă o dată, te invităm să te pregătești acolo pentru melodie. Eu mulțumesc întregii echipe și prietenului Cristian Albu pentru tot ceea ce ține de încălțămintea mea din această seară și Lolei și lui Marius de la salonul Catwalk și Stelei, de ce nu, pentru machiajul meu. Mulțumesc frumos, Ionela, încă o dată mulțumesc, Roberta. O seară frumoasă, ne vedem peste 2 săptămâni. Numai bine, să fiți iubite! Și-mi arde inimioara cum arde pământul.
știe